M-am gândit că este mult mai bine să dau eu un Mercedesul, să o las pe Ramona la final să vă ofere apartamentul din partea revistei online. 100% adevărat. Începem extragerea! Yeah! După cum ați observat, doamnelor și domnilor, acest ultim Mercedes din această duminică, pentru acest Mercedes am apăsat cu cotul. Voi apăsa cu fruntea pentru această extragere ca să vedem cine este abonatul norocos. Român de pretutindem, presupun că știți regulamentul. Dacă sunteți abonați ai revistei online 100% adevărat de luni și până în acest moment, participați la această extragere, iar eu vă pot oferi un Mercedes. Un Mercedes nou, nouț. Este aici lângă mine, colorat. Avem unul negru pe partea cealaltă. Sunt noi nouțe și își așteaptă noul proprietar. Doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam, ultimul Mercedes din această seară, al 27-lea de când am început noi această emisiune și credeți-mă, nu e ultimul. O să dăm multe, multe mașini pentru dumneavoastră, abonații fidele ai revistei online, 100% adevărat. Doamne ajută! Mă închin în fața dumneavoastră! Yeah! Cine este? Gata, am dat cu fruntea de data aceasta, se pare că este tot mobil, 0722-269... și mai sunt încă 3 numere norocoase. Doamne ajută să răspundă din prima, să nu ne dea emoții, să trăiască să sunăm de 3 ori. Nu, eu cred că va răspunde din prima. Să apelăm, rog regia, să apelăm cât mai repede abonatul fidel la revistei online 100% adevărat, ca să putem scăpa și de ultimul Mercedes din această seară. Mai avem un Mercedes, îl oferim cu toată dragostea. Să vedem cine va fi fericitul sau fericita. Cine este câștigătorul, cine este abonatul norocos, mai precis. Abonatul revistei online, 100% adevărat. Sună sau nu sună? Sună. Ok, veniți mai aproape la mașina asta. A, cam bine. Alo? Alo? Bună Alo. Seara, bună seara. Bună seara. Pepe mă numesc. Putem să discutăm puțin? Vă deranjăm? Nu mă deranjați. Sunteți cumva acasă sau? Da, sunt acasă. Da. Soția și... Da. Vă uitați la televizor în acest moment? În acest moment, da. Da. La ce emisiune vă uitați? La OTV cu domnul... deci vă uitați. Vă uitați la OTV. Am văzut că ați răspuns atât... Așa, să rămână! Ce faceți, doamnă? Să rămână, urmă, am văzut că ați răspuns atât de serios, atât de sobru, atât de ușor plictisit, dar nu vreau să zic. Nu credeam că sunteți dumneavoastră. Foarte relaxat. Păi nu credeți, dar vă spun eu, este 100% adevărat. Nu zic că e o farsă. Nu este nicio farsă, este 100% adevărat. Rugăminte mare, spuneți-mi cum vă numiți, din ce oraș sunteți și ce vârstă aveți. Mă numesc Bălan Robert Ioan. Sunt din comuna Ploiești, județul Prahova. Din județul Prahova. Cam norocoși ploieșteni în perioada asta, domne. Am mai dat mai devreme un Mercedes. Da. Nu de alta. Știți... Așteptând de la noi, la Ploiești, în zona asta. Sigur. Doamne ajută, nu se știe. Câți ani aveți dumneavoastră, că nu mi-a spus, sunteți căsătorit, aveți 33 copii? 33 de ani. Tinerel. Aveți copii? Urmează. Autoturism aveți? Gravidă. Dacă este soția gravidă, să vă trăiască. Dați-mi și mie pe doamna la telefon să vorbesc cu dumneai. Îmi place să vorbesc cu dumneavoastră, doamnă, sunteți plină de energie. Să rămână, ia spuneți-mi dumneavoastră cum vă numiți. Senzațional, cu Dan Diaconescu direct. Spuneți-mi cum vă numiți, doamnă. Alo! Ce faceți, da? Mariana Crina! Așa da! Și pe copilaș cum o să-l cheme? Cum este băiețel, este fetiță? Mariana Crina pe mine! Așa, și copilul deja ați aflat ce este? Fetiță, băiat? Copilul din burtică? Așa da! Și pe copilaș cum o să-l cheme? Dați mai încet televizorul ca să ne înțelegem mai bine. Așteptăm, nu știm! Nu știți! Nu știm! Dar ia spuneți-mi! Rugăminte, dați televizorul puțin de tot mai încet ca să ne putem înțelege prin telefon. Știți ce extragere a fost acum? Pentru ce a fost extragerea? Ce ați câștigat? Așteptare mare, vă zic eu. Da. Ce? Ia spuneți-mi tare ce ați câștigat. Un Mercedes! Ați câștigat un Mercedes, ați avut dreptate! Este nou nouț, este al dumneavoastră. Se pare că
pe DN1 vor circula numai Mercedes-uri, pentru că au mai câștigat din Prahova în această emisiune și se pare că multe Mercedes-uri merg încolo spre Prahova. Rămâneți pe fir alături de avocatul nostru să dați toate datele. Noi ieșim din această extragere. Mult noroc și ne cunoaștem săptămâna viitoare. Numai bine! Închidem această extragere.